Festivalul internațional de grafică satirică și literatură umoristică Umor la Gura Humorului a debutat cu 30 de ani în urmă din dorința de a valorifica în manieră umoristică denumirea orașului, chiar dacă numele lui se datorează de fapt amplasării localității Gura Humorului la confluența râului Humor Repedea cu râul Moldova. Organizatorii manifestării sunt Ministerul Culturii, Primăria Gura Humorului, Centrul Cultural Gura Humorului, Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina și Primăria Mănăstirea Humorului. Din programul festivalului menționăm expoziție stradală Alea Umor 30, expoziție grafică satirică Bufnița de Radu Bercea, expoziția de afișe Umor 30, expoziția de grafică satirică Pandemis și expoziția grafică In Memoriam George Gavrilean. Manifestările se vor încheia în data de 2 august.